dragii noștri, bine v-am găsit la un nou vlog din cartierul Lapa. Asta e unul din cele mai cunoscute cartiere de aici din Rio pentru viața de noapte. Da. Foarte multe petreceri, după cum observați și voi, și vrem să ne strecurăm și noi pe aici printre oameni. Avem de spus doar vă arătăm cadrele astea. Eu o să mai încerc aici să mai tai, să mai pun, ca să nu iau copyright, că sunt foarte multe melodii pe aici, oameni, zgomote. Ia uitați cu Berica. O să vă lăsăm mai mult să vedeți așa cadrele astea, numai așa Marcel. Aici, în dreapta noastră, sunt un fel de căruțe cu tot felul de sucuri. Să vă luați cu mâncare. Cea mai animată zonă de aici. Da. Pe toate și pe stânga și pe dreapta puteți să vedeți cluburi, muzică, plin de oameni. Aici puțin din Cairo, dacă doriți, v-a fost dor. Hai Marcel să trecem acum, dacă putem. După domnul ăsta. Haide. Ia uitați, aici au ceva restaurant pe dreapta cu fructe de mare și pizza. Aici domnul a bustul gol. Unii cu măști, unii fără măști. Da, unii au măști. Da, 99% nu au măști. Iară este o petrecere. Vedeți, se strâng așa și afară, că nu mai încapă lucru și dansează. Vă lăsăm așa cadre, că e foarte greu de filmat pe aici. Aici sunt foarte multe străzi, asta e doar una dintre ele, plină de oameni. Este un întreg cartier. Ia uitați aici. Cu 8 reali, caipirinha. Da, 8 reali, o caipirinha. O bere cu 8,50, drahma, asta tradițională lor. Și hai să continuăm. Să trecem aici, ia uitați. Aici ce? Muzică! Hai Marcel! De
Deci astea ziua sunt închise toate, nu se aude nimic. Și uitați noaptea ce se aprinde totul. Eu sper să mă aud. Hai să continuăm, că este foarte frumoasă această melodie. Aici iar o terasă cu oameni, deci și cluburi din astea și terase, tot ce vreți găsiți aici. Și muzică live. Da. Aici ajungem într-o intersecție. Iară plin de oameni pe scaune, la mese. Ce zici, Marcel? Ce părere ai de această viață de noapte de aici din Rio? Hai să trecem, că ne lasă domnul, ne lasă. Foarte. Uitați aici câți oameni, cred că cântă un domn aici, dacă din câte văd se filmează, un domn live-ului și vă lăsăm să-l auziți și să-l vedeți și voi. Aici foarte prietenoși oamenii, acum mânuța. Da. Se distrează oamenii. Ăștia ce stau la masă, ora bună noroc, vor veni de dimineață. Dacă sunteți bețivi aici, vă așteptăm. În Rio, și tot felul de băuturi găsiți, nu numai ceva. Aici găsiți de la apă la... Vai de capul meu, vă ia foc, direct foc, bă. Câți și oameni ai străzii și bogați și săraci, găsiți de toate aici. Ia uite ce muzică aici vă unge timpanul. Nici nu mai ai loc pe unde să mergi de atâtea mese. Da, aici au pus și garduri așa că e a lor privat. Ia uitați, aici se îmbrățișează. Să luăm pe șosea, Marcel? Prin pom. Ne urcăm în pom. Uite, Marcel, aici dacă vrei să iei prăjitură, puteți lua de pe stradă și din baruri, de oriunde băutură. Puteți să plătiți cu cardul. Aici era un domn, își ținea mâinile în urechi. Cred că s-a săturat de muzică. Acolo, doamne, nu știu, are un panou. Este și poliție, dar nu știu de ce este. Ha, ha.
e foarte fain, e așa, unic. Asta, da, viață de noapte, Mamaia. Lăsați șampania de la Nuba. Da, vă duce cu roaba aici, vă duce cu căruțul. Haideți că aici nu se mai aude chiar așa tare muzica. Pentru câteva secunde. Da, mai reîncepe. Nu știu, oamenii ăștia trebuie că stau la rând aici ca să prindă un loc. Ia uitați acum. Uitați ce face domnul aici. Uite, are prezentator. Are prezentator, da, ia uitați aici la microfon. Ne-a salutat. Aici autobuzul o mai adus. Autobuzul din Roșinia. Ia uitați aici în stânga, ce ziceți? Mai aveți loc? Se dansează și în șosea. Se dansează pe șosea, pe copac, oriunde. Aici cred că chiar se stă la rând. Atmosfera aici la Rio de Janeiro. Da. Aici iară se mai liniștește muzica. Ia uitați ce frumos vă uitați, aveți masa pusă către șosea. Deci aici chiar tot felul de oameni. De la culoare, sex, religie, tot ce doriți. Hai să trecem. Hai, Marcel, să nu te pierd pe aici. Și aici în față, dacă vedeți, este arcul din Lapa. Apeductul. Da, aici imediat o să închem și noi vlogul. Și o să vă lăsăm niște cadre filmate cu telefonul acum imediat. Aici e o benzinărie, în dreapta. Aici, da, să lupi benzinar. Ia uitați, aici e arcul Apa. Trecem pe lângă barul ăsta. Sănătate, domnul! Trecem pe aici. Nu uitați, dați un like și uitați-vă în continuare la cadrele filmate cu telefonul. Pa. Că merită. Like! Vă lăsăm așa. Ia aici. Și așa trebuia și un chiloț să vină aici. Like, like, like. Și acum. Eu bato o cabeção.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.